Înțelegem că prefectura pregătește o evaluare a directorilor de concentrate. Cam care ar fi criteriile acestei evaluări și la ce vă așteptați de la ce? Da, deci facem o astfel de evaluare, o să o facem în, cred că în luna septembrie. De ce? Deoarece atunci se împlinește un an de când noi directori au fost numiți în funcție. După cum dumneavoastră știți, a mai fost făcută o astfel de evaluare în luna ianuarie. Atunci am avut și o să avem, evident, și acum niște criterii de performanță foarte clar preciși și foarte bine cuantificabili. Dintre ei aș vrea să enumăr doar trei, măcar trei, am zis eu, cei mai importanți și în ordinea aceasta ar fi reflectarea în mass media a activității serviciului de concentrare respectiv și vom face în acest sens o monitorizare a aparițiilor în mass media și eu sper ca de acum încolo cel puțin directorii de servicii de concentrate să țină conferințe săptămânale, pentru că este normal să țină astfel de conferințe, să-și prezinte activitatea, să-și prezinte și opinia publică să cunoască specificul activității fiecăruia. Deci iată un prim astfel de indicator de performanță. Al doilea indicator ar fi evaluarea activității curente. Evident că fiecare serviciu de concentrat are niște indicatori de performanță și activitatea va putea fi monitorizată. Și al treilea indicator important ar fi realizarea și implementarea de politici publice. Politici publice care sunt pregătite și implementate la nivel județean. Aș da aici exemplu acele strategii făcute, realizate de către instituția prefectului împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și m-aș referi la strategia privind prevenirea și combaterea violenței în școli sau strategia privind revitalizarea educației fizice în școli. Iată două astfel de politici publice locale importante, astfel încât acest indicator de performanță, zic eu că este important pentru toți directorii de servicii de concentrate. Deci, ca o concluzie, este foarte bine ca începând de mâine, dacă să spunem așa, directorii de servicii de concentrate să apară în conferințe de presă și să-și prezinte activitatea. Evaluarea cum va fi făcută? Aveți un sistem de notare? Da, sigur, avem un sistem de notare, evident cu punctaj de la 1 la 10 și spunem noi că o evaluare de foarte bine înseamnă, evident, nota 9 sau nota 10. Să sperăm că nu vom avea cazuri de insuficient sau suficient, dar vom vedea atunci în luna septembrie.